să-i facem masaj gură la gură. Ce naiba? Unde sunt? Cine sunteți? Ce e aia oglindă? A pierdut memoria, nu știe, nu-și amintește nimic. Canalul îmi revine mie și eu voi conduce toate episoadele. Hei, de ce ai o poză cu mine în chiloți? Soare Adi, cine e Valeriu? Cine sunteți voi? Unde mă aflu? Hei, desparte, desparte! Salutare, Tror, mă numesc Eugen, iar astăzi am un plan, cea mai tare idee de video. Le voi face băieților un prank ca și cum eu mi-am pierdut memoria. Cine sunt eu, cu ce mă ocup, cine sunt băieții, absolut totul azi voi uita. Important e să nu mă dau de gol. Acum trebuie să creez doar locul incidentului. După multe investigări și documentări care s-au rezumat în vizionarea multor desene animate și filme, am văzut că majoritatea personajelor care își pierd memoria s-au lovit la cap. De aceea, haideți să ne imaginăm un astfel de scenariu. Să zicem că stăteam frumos pe pat, mă uitam pe TikTok și când deodată am decis să citesc o carte de pe rafturi. Și când am ajuns aici, m-a țepat inima, am căzut peste dulap, iar vaza mi-a căzut în cap. Acesta este scenariul pe care băieții ar trebui să-l creadă. De aceea voi mai pune niște cărți pe jos. Uite așa. Eu voi sta întins pe jos. După care cel mai important lucru este această vază care trebuie să fie spartă. Deci prieteni, vizionare plăcută. Și vreau să vă rog de pe acum să apăsați pe butonul de like, deoarece pe parcursul videoului eu voi uita că există canalul de YouTube. Iar acum să înceapă distracția. 3, 2, 1. Trebuie să mă grăbesc până când băieții nu au ajuns sus. Oh, Eugen, ești ok? Băieți, Eugen e jos. Repede, să-l urcăm pe pat. Atel. Cât de greu este, atel. Așa. Băieți, pare că Eugen și-a pierdut cunoștința. Oh, trebuie să-l trezim cumva. Fiți atenți, pare că vaza aceasta a căzut pe capul lui. Ah, iată de unde florile. Oh. Și sunt și cărți pe jos, cred că s-a pus așa, s-a întins după ele, nu a ajuns și din cauza asta a căzut și fața și cărțile. Băieți, am văzut pe TikTok că dacă îi faci masaj la picioare, atunci își revine omul din inconștiență. Păi ce mai aștepți, fă-i? Da! Silviu, calmează-te să nu te lăsași! Și termină cu cărțile astea. Eu, când eram tânăr, am fost la tabăra de cercetași și acolo am învățat că trebuie să-i facem masaj gură la gură. Păi hai, Valeriu. S-a trezit! Eugen, ești bine? Păi cine sunteți? Valeriu, bravo, a funcționat respirația ta gură la gură, bravo! Ai o gură magică! Da! Ce naiba? Unde sunt? Cine sunteți? Eu sunt Silviu, îl am alături aici pe Valeriu și pe Adi. Plecați de aici, eu nu vă cunosc, ce ați făcut cu mine? Eu plec după bandaje și gheață, voi încercați să-l calmați! Deci, Eugen, eu sunt Adi Erghele Silviu, suntem prietenii tăi. Mexicanul. Da. Eu nu vă cunosc, eu nu am prieteni mexicani și americani. Treaba e mai serioasă decât credeam. Am adus bandaje și gheață! Ține! Nu știu cine ești, dar mulțumesc, chiar mă durea capul. Ce ne facem cu el acum? La sigur s-a lovit la cap și a pierdut memoria de la lovitura asta cu vaza. Silviu, gata, știu ce trebuie să facem. Trebuie să-i reamintim cine este el prin arătarea diversor lucruri pe care le face el în mod constant. Și ce face eu cel mai des? Filmează videouri. Corect, deci trebuie să-i arătăm foarte multe videouri cu noi și vă reamintim cine este el. Bravo, super idee. Acum vă rog, spuneți-mi cine sunt și cum am ajuns aici. Deci, Eugen, noi suntem prietenii tăi. Eu sunt Adi, Valeriu și Silviu. Mexicanul. Da, noi filmăm videouri împreună în această casă. Mexic? Valeriu, asta nu e important. Deci, noi suntem vloggeri, filmăm videouri. Motivul din care suntem în această casă. Trebuia să filmăm un episod împreună, dar, na, din cauza că te-ai lovit la cap cu această vază, amânăm filmarea. Mm-hmm. Ce fel de videouri filmăm? Hai mai bine să-ți arătăm. Hai cu noi, nu te teme. Da, bine. Până atunci, eu voi lua telefonul meu de pe noptieră. Nu știu cum a ajuns la Eugen. Vaza! Atent! Ăla nu e telefonul tău, e al lui Eugen. Trebuie să ne folosim de moment. Ce e cu numărul ăsta atât de mare? Acestea sunt vizualizările, iar acesta e numărul de like-uri. Da. Atâția oameni ne privesc pe noi? Da, nici mie nu-mi vine să cred. Nu vă cred și ăsta cine e? Tu, Eugen! Nu sunt eu ăsta, de ce aș face asemenea prostii? Sincer, nici noi nu știm, dar așa e mai interesant, era pentru video. Eu cred că voi mă mințiți, eu nu arăt așa, poate sunt ăsta sau ăsta. Dacă nu crezi, atunci hai la oglindă să vezi și singur. Mm-hmm. Ce e aia oglindă? Situația este mult mai gravă decât credeam.
Băi, dar acum e casa asta atât de frumoasă! A noastră, Eugen, desigur! Echipa Orange Blue a făcut cadou pentru abonații noștri, pentru că lor le plac astfel de episoade, sketch-uri și tot așa mai departe. Și deoarece abonații au strâns foarte multe like-uri, au pus doar comentarii pozitive sub videourile noastre, echipa Orange Blue a făcut acest cadou lor, ca de Crăciun! Și așa se va întâmpla mereu, dacă ei vor dori ceva și vor apăsa pe butonul de like, echipa Orange Blue va aduce acel lucru în episoade. Dar ce e asta, echipa Orange Blue? Sunt cei care ne ajută să facem aceste videoclipuri. Și apropo, Eugen, mi-am amintit că mi-ești dator cu 500 de euro de la un challenge. Ok. Ce naiba faci? Odată în viață vine oportunitatea asta. Trebuie să profităm la maxim. Deci așa arăt eu. Da, frumușel arăt. Ce pot să spun? Da, e Eugen al nostru. Chiar arăt ca la voi în video. Acum înțeleg de ce aveți atât de multe vizualizări. Măcar încrederea în sine nu și-a pierdut-o. Deci, eu sunt Eugen. Da. Da. Și filmez video pentru canalul Orange Blue? Da. Și ce conținut filmăm? Autorecenzii? Travel? Se întâmplă câteodată, dar nu, noi filmăm challenge-uri. Ce e asta challenge-uri? Challenge-urile sunt ca niște jocuri. Noi participăm în ele și se filmează, iar abonații apasă pe like. Și pentru ce trebuie like-urile? Păi like-urile sunt ca o motivație pentru echipa Orange Plus să facă videoclipuri noi și super tari. Și ce trebuie de făcut ca să avem multe like-uri? Păi să filmăm videouri tari sau să le cerem lor. Păi asta e foarte ușor, cine nu pune like e un mare tantaleu. Da, noi iubim abonații, nu se poate. Asta e foarte nu frumos. Da, doar Valeriu e pipiolul. Scuze, nu vă mai face asta, dar deja dacă le-am spus să dea like, ei oricum or să o facă, nu? Băieți, Eugen a uitat ce e asta challenge, trebuie să-l reînvățăm. Băieți, cred că de la lovitură mi se face un pic cam rău, o să ies puțin afară. Prieteni, mai să mă dau de gol, atât de tare m-am obținut să nu râd, dar m-am ținut tare. Bravo mie, asta înseamnă că sunt un actor bun. Cel mai amuzant este că băieții vor încerca acum să mă învețe pe mine cum să-mi filmez eu videourile mele proprii. Chiar vreau să văd cum va arăta asta și ce lecții îmi vor da mie. Prank-ul meu merge foarte bine până acum, important e să nu mă dau de gol. Singura problemă este Valeriu. M-am mințit deja de 2 ori cu telefonul și cu banii. Voi avea o discuție serioasă cu el după ce, știți voi, îmi voi recupera memoria. Iar acum să mergem la băieți. Băieți, nu trebuia să-l lăsăm pe Eugen să plece de unul singur. Se va rătăci, a pierdut memoria, nu știe, nu-și amintește nimic. Silviu, Eugen nu va pleca nicăieri. Nu știe pe nimeni, nu știe unde se află. În plus, lui mi se pare că e prea bine. Doar gândiți-vă, fără filmări, fără griji, viața e frumoasă. Nu, de asta nu este deloc ok. Eugen trebuie să-și revină la normal. Ce sens mai are viața dacă nu știi ce te pasionează și nu-ți cunoști prietenii? Băieți, de ce nu mi-ați spus că avem și 2 piese împreună? Poate pentru că nu ne-ai întrebat. Eugen, în fine, fii atent. Noi acum trebuie să filmăm videouri pentru abonații noștri. Însă deoarece te-ai lovit la cap, ai uitat cum se face asta. Dar stai fără grijă, te învățăm noi. În primul rând trebuie să înveți salutul clasic. Da. Hai sus. Hai. Pune acolo. Aici. Deci, uite atent la mine. Stai, Silver, nu așa era, Eugen era în mijloc. Păi eu sunt Eugen, Valeriu. Da. Deci, fii atent la mine. Salutare, prieteni, eu mă numesc Eugen și eram alături de mine pe Adi, Valeriu și Silviu. Hai, Silviu. Să vedem. Salutare tuturor, mă numesc Eugen, l-am alături de mine pe Valeriu, Adi și Silviu. Foarte bine. Băieți, dar de ce trebuie să vă prezint abonații? Nu știu deja de voi. Păi Eugen, mereu pe canal vin abonați noi, care nu ne cunosc. Iar așa le e mult mai ușor să ne cunoască și pe noi. Abonați noi? Da, dacă cineva privește prima dată acest video, poate să apese pe butonul abonează-te și să devină parte din familia noastră. Apropo, salutare abonaților din Mexic, eu sunt Silviu. El e din Mexic? Deci acum eu plec să caut modalități de readuce memoria lui Eugen. Iar eu voi apela medicii din Mexic, poate cunosc și ei ceva. El e din Mexic? Eugen, să știi că pe telefonul meu am o mulțime de fotografii și videoclipuri cu tine. Și dacă te întreb, ăsta absolut deloc nu este telefonul tău. Atunci de ce ai o poză cu mine pe ecranul principal? Asta, păi, pentru că ești cel mai bun prieten al meu. Eugen, fii atent. Este, mersi mult. Pentru ce? Pentru tot ce ai făcut în viață pentru mine. Ești un prieten foarte bun, ți-am mai spus. Acum, hai să ne uităm la pozele din acest telefon. Ce e cu poza asta? De parcă mi-aș fi făcut poza asta, păi mi-ai trimis-o mie în trecut. Poveste lungă. Hei, de ce ai o poză cu mine în chiloți? Eugen, suna cineva la ușă, revin imediat.
Deci fiți atenți, am căutat pe net și am găsit că cea mai bună soluție de a readuce memoria cuiva este să-i arăți lucruri pe care el le iubește. Așa că am pregătit diverse lucruri care îi va reîmprospeta memoria lui Eugen. Eugen, vino aici! Da, Silviu? Eu nu sunt Silviu, eu sunt Adi, Silviu Mustăciosu. Fii atent ce am găsit aici. Uite, avem foarte multe poze împreună. Aici filmam primul nostru clip. Asta e prima poză făcută împreună. Aici eram o familie fericită, iar aici suntem toți cinci împreună. Sunt tare pozele, așa-i? Dar hai să-ți arăt altceva. Ce crezi că e ăsta? O bucată de argint într-o ramă? Nu, Eugen, ăsta e butonul de 100.000 de la YouTube. L-ai primit când ai avut 100.000 pe canal. Tare! Primești așa ceva când ai 100.000 de abonați? Da, dar hai să-ți arăt altceva și mai tare. Fii atent aici! Wow, bucata imensă de aur! Voi fi bogat! Nu, Eugen, ăsta-i butonul de 1.000.000! L-ai primit atunci când canalul a avut 1.000.000 de abonați! Noi avem 1.000.000 de abonați pe canal? 1.460.000 tocmai! Cum putem fi atât de mulți? Păi lumea ne iubește și apasă pe butonul de subscribe! Și următorul la cât e? La 10.000.000, dar până atunci e drum foarte lung, nimeni din România nu-l are încă! Păi dacă lumea s-ar abona la canal, am putea să-l avem! Desigur! Atunci, dragi urmăritori, apăsați pe butonul de subscribe ca să fim mai rapid 10.000.000 de urmăritori și să obținem mai rapid acel buton. Deci, am sunat acum la câțiva medici din Mexic și mi-au spus că cea mai bună soluție pentru redobândirea memoriei este să mănânci cât mai multe alimente bogate în nutrienți și să-ți îmbogățești mintea și creierul, cum ar fi bananele, arahidele, ciocolata neagră care este bogată în cacao și peștele pentru că are fosfor. Nu fosfor din ăla care luminează în întuneric, ci fosfor care te ajută la îmbunătățirea memoriei. De aici și se spune că de la pește mintea crește. Acum voi încerca cu aceste alimente să readuc memoria lui Eugen. Ei, Eugen, vino aici. Eugen, fii atent. Aici am alimente care sunt foarte bune pentru creier. Vei lua câte o bucată din ele și vom vedea dacă te vor ajuta. Acum să începem cu ciocolata neagră. Hai. Ține. Simți? Iar acum a venit momentul adevărului. Deci, câte părți din cine este ultimul din sicriu s-au filmat? A? 6. Da, este, este, prietene, și revine. Hai să continuăm. Așa, să vedem banana, Eugen, cască gurița. Simți? Place, are gust bun. Gustul bun trebuie să-ți readucă memoria. Așa că spune-mi, cu ce am explodat o mașină pe canal? Cu pasă de dinți pentru elefanți. Da, da, își revine, prieteni. Acum mi-am amintit, de fiecare dată înainte de fiecare examen mâncam ciocolată neagră ca să funcționeze mintea mai bine. Oh, foarte bine. Fii atent, următorul aliment îți va readuce memoria și mai rapid. Acesta este peștele. Este extrem de benefic pentru creier. Arată bine, pot să gust? Desigur. Straniu, Eugen nu iubește peștele. Ei, mie îmi place peștele. Da, mai ales acest tip. Credeam că îți vei aminti când vei gusta și astfel memoria îți va reveni. E foarte gustos, aș putea mânca pește toată ziua. A few moments later. Încă puțin și vomitam tot peștele pe tricoul lui Silviu. Urăsc peștele. Cum să readuci? O, s-a păsat un video nou pe canalul. Adi, am cea mai genială idee. Valeriu, m-ai speriat! Păi, asta și era ideea, să te sperii! Fii atent, am citit pe internet că dacă sperii pe cineva, el uită tot! Ar trebui să funcționeze și invers! Ok, Valeriu, dar cum propui să facem asta? Omul ăsta nu se teme de nimic! Ai înțeles acum? Ok, cred că am înțeles, e foarte bună idee! Da, doar ne punem această mască și îl speriem pe Eugen! La sigur își va reveni, sau va face pipi-pup în pantaloni, dar în orice caz va fi amuzant! Da, hai! Ce-ai făcut, Eugen? L-ai lovit pe Adi, acum și el își va pierde memoria și nu își va mai aminti nimic! Eugen, Valeriu, sunt bine! Care Adi? Cine e Valeriu? Cine sunteți voi? Unde mă aflu? La naiba, ideea ta a făcut mai mult rău decât bine, acum nu-și aduce aminte nici măcar cine suntem! Cine nu-și aduce aminte? Eugen, calmează-te, culcă-te și odihnește-te, iar noi cu Adi trebuie să plecăm! Dar tu cine ești? Tehnicile mele au funcționat. Am vorbit cu niște medici din Mexic care mi-au dat niște idei cum să-l readuc pe Eugen la normal. Dar mai întâi trebuie da, să... alo! Nu pot vorbi acum, filmez ceva! Fac un prânz pentru băieți în care mă prefac că-mi pierd memoria! Da, funcționează de minune! Ei chiar cred că am uitat totul! Nu pot să cred! În tot acest timp Eugen ne-a mințit! Nesimțitul! Trebuie să le spun băieților!
Deci tu vrei să spui că Eugen în tot acest timp s-a prefăcut doar? Da, pot să spun doar că a jucat-o foarte bine. Trebuie să vorbim cu el. Nu, am altă idee. Propun să-i reîntoarcem prank-ul în defavoarea lui. Și cum facem asta? Am o idee. Deci aici trebuie să semneze ce el. Faceți, băieți? Eugen, salut! Deci, îți aduce minte, ți-am spus că ești vlogger, da? Da. Băi, fii atent, în posesia ta ai un studio, doar că și Silviu este un vlogger de asemenea. Totodată el este din Mexic și e doar foarte mult de familia sa. Așa că noi am uitat să-ți spunem, dar înainte să-ți pierzi tu memoria, tu ai fost de acord ca să-i dai studioul lui pentru familia sa. Adică să vină toate rudele sale acolo, în studio, să stea și să filmeze videouri împreună. Corect. Nu mi-amintesc asta, dacă sincer. Ba da, Eugen, chiar tu ai spus asta. Fii atent. Am aici niște documente prin care studioul îmi trece mie. Trebuie doar să semneze aici, te rog. Ce-a fost asta? Ăla cred că e Valeriu și-a procurat acum o mașină nouă și o turează pe aici pe stradă. Da. Aia sună ca mașina mea, adică super tare. Mă duc să o văd. Unde naiba e mașina mea? Am parcat-o aici. Valeriu, ce faci? Ha, salut, Eugen! Cum îți pare noua mea mașină? E tare, nu-i așa? Da, dar fii atent să nu o strici! Eugen, nu-ți fă griji deloc! Este mașina mea, nu este ca și cum ar fi a ta! Apropo, vrei să te dau o tură? Nu, știi, mă doare extrem de tare capul și mi-e frică să nu mi se facă rău! Oh, mi-a scris acum Adi, băieții sunt gata pentru filmare! Filmare? Da, filmăm un nou video pentru canalul Orange Plus! Ne vedem sus! În sfârșit ați venit! Da, hai să filmăm! Wow, unde grăbești, Eugen? Să filmez cu voi! Ce, ca să filmeze cu noi? Nu, Eugen, tu nu filmezi cu noi! Tu ți-ai pierdut memoria, dacă dorești poți să ne ajuți, să aduci un obiect, două, trei, sau să țină lumina! Da, super! Oh, bună! Da, treci să ții lumina, uite acolo! Așa. Să arate imaginea cât mai bine! Da. Hai, Eugen! Ei, dar cine vă face deschiderea episodului? Cum cine? Desigur că eu! Ai uitat deja, înainte de a-ți pierde memoria, ai scris un testament că în caz de-ți pierzi memoria sau uiți ceva, canalul îmi revine mie și eu voi conduce toate episoadele! Nu știu dacă... Haideți odată, băieți, trebuie să filmăm! Hai, da. Adi! Deci! Salutare tuturor, eu sunt Adi, am lângă mine pe Valeriu și Silviu, iar astăzi vom filma 10 modalități cum poți distruge un iPhone. Valeriu? Acum îmi voi jertfi telefonul meu personal pentru voi, prieteni! Iar primul instrument cu care vom face asta este burghiul! Burghiul! Da! 3, 2, 1 și... Sunteți minți, ăsta e telefonul meu! Care testament? Nu am scris niciodată așa ceva și mașina aia de afară e a mea, iar tu nu vei face nicio invazie de mexicani! Eugen, despre ce tot vorbești? Tot ce am zis până acum este adevărat, tu nu ai de unde știi, ți-ai pierdut memoria! Nu mi-am mai pierdut eu nimic! A? Bravo, băieți, prankul ne-a reușit! Da, adică! Adică te-am auzit cum vorbeai la telefon, da. Adică ne-ai mințit, Eugen! Și să știi că nu e frumos să-ți minți prietenii. Da, băieți, aveți dreptate, nu e frumos. Dar măcar a ieșit un video super tare. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de like. Ce-a fost lovitura asta? Valeriu, tu ai pus mașina în modul parking. Ce e la modul parking? Valeriu! Hai, desparte! Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac. Am bani în sac, sindrom de pirat.